Nu mă așteptam să vin așa. Haide, mamă, direct eu mă duc, 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 eu mă duc. Bine ați venit aici la un nou videoclip. De data aceasta ne vom juca, fiți atenți aici cu cea mașină, ne vom juca toate meciurile. Bun, avem controllerul, verificăm mai întâi shop-ul să vedem, poate, avem noroc de iteme mai bune. Bă, astea nu-mi plac, parcă au fost și acum câteva zile pe shop, deci da, nu prea îmi plac. 2000, ăsta oricum e foarte vechi, ăsta, Goal Explosion ăsta. Hai să vedem, astea nu-mi plac, mamă, dar vezi că shop-ul de astăzi chiar zero barat. Uite astea, să zicem, pentru 200 să zicem că merită. Să zicem, mare atenție. 2700, ia să vedem. Ok, ne-am uitat și peste acest bundle, oricum shop-ul bănesc că este în mare parte același. Haideți să vedeți cu ce mașină o să ne jucăm astăzi. Bine, oricum voi deja știți din thumbnail, așa că, na, în fine. Să vedem dacă avem deja un preset. Și de asta așa simplu, după cum bine știți, mie îmi plac aceste preseturi simple. Mamă, suntem în divizia a doua, nu uitați să dați și mie acolo multe like-uri, să vă abonați în caz că sunteți noi peste 50% dintre voi, nu sunteți abonați, așa că, doamne ăștia acolo. Nu uitați de altfel și de codul Leonardo UL, îl aveți chiar aici jos, care vă va aduce o extra reducere pe site acolo, să vă luați suse mai ieftin aches. Și vreau să-i mulțumesc și domnului Rareș pentru că el a venit cu această idee de a mă juca cu Fenecu, aceste 3-4 meciuri, depinde. Chestia e că, na. Da, frumos, ce să zic, am dat și un gol. Deci am intrat în meci și în primele 10 secunde am dat gol. Aia, am dat la mine, dar bă, tate, e gol, n-ai ce să zici. Da. Doamne, bine, bă, poate cine știe cum va deveni acest Fennec mașina principală de gameplay. Pentru că, după cum bine știți, Fennec-ul, din ce știu și eu acum, este catalogat ca fiind cea mai bună mașină de jucat cu ea. Adică dacă vă uitați la, efectiv, la mașinile playerilor, o să vedeți că 90% dintre ei au Fennec, doar nu înțeleg de ce. Probabil e bun pentru zbor sau ceva, pentru aeriale. Doar că, după cum știți, eu n-am un gameplay atât de frumos, o atins-o ăla acolo, nu știu dacă ați văzut, atât de spectaculos pe partea de zbor sau ceva și probabil de asta nici nu prea mă împac eu bine cu ea. Înțelegeți? Bun, haide, dacă mă vezi, Tămâie, bă, băiatul. Tămâiță, bă, băiatul. Ia uite. Mam. Ia, s-a abonat cineva. Nu pot să citesc, bă, că nu știu cum. Mersi frumos de abonare. Chiar îmi place așa când se abonează cineva pe episod, sincer. Mai ales să se și uite la videoclipul ăsta, știi? Să se și vadă acolo, mi se pare ceva super mișto. Adică cam asta e. Trebuia să fie un poartă. Bă, bine, am dat-o bine, dar mult prea încet. What? A luat-o, bă. Ați văzut? Am dat-o bine, deci n-ai ce să zici. Doar că puțin cam prea încet. Da, trebuia să dau super tare acolo. Mamă, unde sunt și eu, bă, băiat? Hai, mă, că nu e, dă-i, sari. Ălei, mă, ălei. Uite, mă, că am scăpat și de această dată. Slab. Bă, dacă era pe poartă. Dacă era, bineînțeles. Nu pot să cred așa ceva. Fii atent aici, gol. S-a văzut aici, zice, aici se vede, mă, tat, când nu ai experiență cu o mașină, știi? Cu formele, bravo, mă, acolo trebuia să fie gol. Real vorbind. Eu aș vrea totuși să îmi schimb puțin stilul de joc și anume să încep efectiv să zbor foarte mult, așa. Pentru că eu niciodată nu am știut să zbor și aș vrea acum să învăț să zbor. Ok, aici am făcut un, și gol. Aici l-am citit, știți ce zic? L-am citit. Frumos, l-am blocat. Deci m-am dus direct, uite, n-ai ce să zici. Direct, tată, ce înseamnă să citești jucător. Și, da, deci după cum bine vă ziceam, aș vrea, sincer, să zbor mai mult de acum încolo. Chiar dacă
probabil o să stric multe faze, dar până la urmă trebuie să învățăm și noi să zburăm, ca idee. Deci da. Bun. Bun, s-a mai atins o dată. 19 boost. Ole. Bă, cât de slav, mă. Eu calculasem că o dau pe colțul lung în partea stângă, alea s-a dus direct pe centru. Ia vedeți Boros, păreri? Haide mă, hai, tu ajungi primul, tu ești forța. Tu ești fiara. Bine. Pa. E greu, tate, e greu. Haide mă, haide mă, mamă, 2-1 mă? Nu au avut ăștia 1-0 și așa? Eu nu mai știu exact. Dar cred că fix așa a fost. Mamă, bine rău șutul ăsta. Dacă era și asta pe poartă, îmi cer și eu scuze la, la execuția asta. Da, asta este. Al meu. Asta este, tat. Bă, mă, lag n-am atins. Hai, mă, sari, sari, sari. Bă, uite-te și tu la nu și avea buz, mă. Nu înțeleg ce a făcut. Nu cred că și-a dat seama că îl avem pe ăsta aici, dar nu e problemă, frățiorul meu. Nu o să te blati niciodată, stai aleșit. Suntem pe chill. Nu-i stres. Și ce zic? Ham, ham, ham. Ia uite-l pe ăsta, bă, 50 de atingeri. Ia-o pe asta. Frumos, te-am făcut frumos. Hai, al meu, te rog eu frumos, te rog eu. Hai, du-te pe el. A doua oară a făcut aceeași chestie. Ba, a doua oară. A doua oară a făcut fix la fel. Nu înțeleg ce face, stă și pozează. Uite, știu. Bă, ce faci? Ai boost 90%, ce faci? Asta este. Hai, al meu, haide, haide, haide. Mă. Mamă, dar și ăla cu poarta goală, zai pe lângă. Ah, bă, lasă așa. Uite mă și tu, vezi? Asta este, pe moment. Asta este, cu ghinion, cu ăsta al meu, care nu stai, nu faci. Ce să și faci? Ce să și faci? Haide-mă, 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 hai, hai, hai. Hai că ți-l bubuie pe ăsta, mă. Ronaldinho. Mamă. L-a luat frumos. Ia uitați-vă și voi. Frumos, mă, vezi că e greu. E greu să faci ce a făcut frățiorul. Bă, bun, e greu. Sau nu neapărat greu, dar trebuie să exersezi chestia aia, nu există să o faci din imereală. Adică nu cred, știi? Ia uite, mă, și pe mine. Hai, mă, 20 de secunde, full. Ale. Ale. Bă, dacă nu... Haide, mă, acum e șansa noastră, e cariera noastră. Haide, te rog eu, al meu. Mamă, dar unde e? Haide, te rog eu acum. Aaa, nu te-ai dus bine. S-a dus, bă. Nu s-a dus bine. Mă așteptam să rucă frumos pe perete să o dea, știi? Dar omul a dat șut. A dat șut, sau ce a făcut el, nu știu ce a făcut acolo. A dat minge efectiv să scape sau nu știu. În fine, bă, nu pot să zic că am jucat pe rost nici bine, dar... Puteam să câștigăm meciul dacă ăla al meu nu stătea de mult afecat, sincer, la fazele la două. Înțelegi, îl înțelegeam ca și cum dacă nu avea boost, dar omul ați văzut, avea boost peste 50%, 100%, să zic, adică el avea clar peste 50% boost, ceea ce înseamnă că, nu știu, n-a avut nicio scuză să nu se ducă la mingile aia, dar a stat el, nu știu, a avut... În fine, trecem peste... Ia mă, deci nu avem nimic aici, să ne uităm rapid la... cât de mișto, bine mișto, nu e chiar atât de mișto. E interesant că îți pune chestiile alea, știi? Pe mașină. Ha, mă, ha, mă, hai să luăm și noi meciul ăsta, te rog eu frumos. Hai să luăm și noi meciul ăsta. Să luăm și noi meciul ăsta, știi ce zic? Ale, vezi că e bombă rău pentru ăsta al meu. Uite, exact ce ziceam, mă... Mă. Opa, cu peretele. Bă, cum a atins-o. Se ducea 90% în poartă. La cum am văzut eu. Așa, opa. Ulo.
Nu, de ce la bus? Bine, bine al meu acolo, așteptat numărul 1. Eu și eu am timp. Las-o, aș mai bagi ofis. Hai, te rog eu frumos, nu-ți bate joc. Al meu, Vincent, Vincent. Pe mijloc, tat, pe mijloc, n-ai așa, brother. Vincito, hai că se citește, dar chiar nu cum se citește. Vincito, cred, sau ceva. Vincetto. Habar n-am. Cred că e Vincito, nu știu. Voi cum credeți că se citește? Facem challenge, bă, băiat. De citit. E greu. E greu, e greu. Hai al meu, hai, te-ai dus. Ha, mă, te retragi chiar așa. Cam bine șutul ăsta. Cam nu prea. Olo, ce ai făcut, Mike? Ce ai făcut, Mike? Dacă era acolo și el, alea... Ha, mă dut. Stai așa că e greu cu băiatul. Ia! E greu cu băiatul, știi ce zic? E greu. Bă, mă lași. Cum era să bagi direct în poartă? Că arată destul de tare. Sincer să fiu. Las-o așa. Mamă, ce pasetă. Bine, mă. M-am dus direct. Bă, fii atent aici. Am șanse să dau gol. Fiți atenți. Când zic un lucru, doar știți, adică cine mă știe, mă știe cum ar veni. 115, bă, cam în ce, sincer, dacă îl prindeam pe unul să șuteți direct în el, cred că bubuia. Sincer, real, real, real. 2-0, binișor, binișor. Ce-a stat la masa de lumini. Bine. Ce dădea la bune și taxa, om. E greu cu băiatul, e greu cu băiatul. Ați înțeles? Bun. Bă, dă-l încolo. Cum a scos-o mă așa? Ia uite și al meu. Bine, n-a știu că mă... Alea, da, asta este. Bine, șutul. Bă, al meu. Bă, al meu. Opa! Ia ieși, mă, așa un pic. Bă, nu mă așteptam să vin așa. Messi, Ronaldinho, Zidane, Ibrahimovic, Jaco Past, dacă o joci. Nici măcar nu mi-a scris al meu, n-ai șad, bă. Câtă ură. Bă, vezi că mă împac bine cu fenecul ăsta. Nu știu dacă vedeți și voi, dar... Vezi că mă împac bine. Și mare atenție, știți că eu nu bag meciuri înainte de încălzire sau ceva. Adică, na. Toate meciurile sunt pe monitor, bă, pe sticlă, cum ar veni. Sunt difuzate. Sunt live, cum ar veni. Lasă-i ușor, al meu, nu-i lași. Nu-i lua așa că o să plece băieții cu forfeitul și urât. N-ai chat, așa trebuia să-mi zici și tu mie, bă, băiat. Nici nu zice thanks, are. Cred că are chat-ul oprit. Bun. E greu. Haide, mamă, direct eu mă duc. Atențion, tat. Messi, Ronaldo, Zidane, Ibrahimovic, toți frățiori, ați înțeles. Când zic un lucru, cum s-a simțit atingerea aia acolo, ca să o, bam, să mai deviez puțin, știi ce zic? Să fie sub bar, să fie sub băric. Frumos, mă, frumos. Cine a ajuns până aici, vreau să scrie acolo în comentarii. Apartament. Ăsta e cuvânt. Asta a venit din primat. Apartament. Deci apartament, toată lumea din număr. Au. Dansează și camera. Au. Ce să faci, tat, când faci 800 de points așa? Ai mei au avut 100 de puncte. Ce să le ceri? Camera, stai așa. Stai puțin. Calmează-te puțin. Sincer. Bă, frumos de rău meciul ăsta. Două goluri insane.
N-ai ce să zici. Deci astea da. Și v-am spus că o să vreau de acum încolo să fac foarte multe de astea. Să încep să zbor și așa, știi? Să avem și noi goluri de astea. Ați văzut că în ultima perioadă, cine s-a uitat la toate așa, la toate episoadele, îmi pare rău pentru băiatul ăsta că nu s-a rost să-mi poartă, sincer. Deci ați văzut cine s-a uitat la episoade și așa că, bă, în ultimul timp cam bine pe goluri de astea. Știi ce zic? Cam multe goluri de astea așa. Cam asta e combinația, știi? Deci, da. Bă, las. Opa! Bă! Nu, mi-a luat și bustul și mingea și... Ce să-i ceri? Bă, mă, las, era golul ăsta? What? Mai bagi o fisa altă dată, frățior. Mai bagi o fisa dacă vrei ceva. Mamă, n-are boost, n-are boost. Ală. Thank you, brother. L-am văzut pe ăla, ați văzut ăla, a venit cum ar veni în zbor, ca și cum eu o dau pe sus, știi? Da, bine, am dat-o pe sus, dar cum ar veni pe lângă el. Asta este, tată, faci pre-fire, faci alea, păi te ard, nu e așa. Îmi place așa. Bă, da, bine rău fenecul ăsta, sincer, în un episodul de astăzi, nu știu, chiar m-a lăsat așa cu un gust plăcut, să zic. Sincer. Oh, nu l-am văzut pe ăsta. Sincer, eu chiar am vrut să zic, uite, bă, poarta goală, știi? Mamă, nu l-am văzut pe ăla, nu înțeleg cum. Da, deci credeți-mă, l-am văzut pe ăla. Eu, mintea mea, era gen, bă, stai așa unde e celălalt, știi? Ăla era tot mai pe acolo, dar de fapt unul era deja în poartă. Asta este, tat. Dacă nu vedem... Bă, lasă-ne. Faci tu 50 de atingi. E bun ăsta, Movus. Tocmai ce ziceam. Chiar e bun. Mă, am dat și-o să fie, dar știți ce zic? Mamă, ce face movaletele, bă, băiat? Ce face movaletele? Uite, bă, cu Messi, uite-l pe Messi, acum văd că joc cu Messi în echipă. Joc cu Messi, bă, în echipă. E greu, tată, e greu. Oh, alo, cum să greșești așa? Asta e, a câta oare care e... A câta oară a greșit ăsta? Să-mi zică și mie cineva, uite ăsta, tolcoază ăsta sau ce ăsta. Să-mi zică și mie cineva câta oară a greșit omulețul ăsta. A greșit în prostie, în continuu de-al. Nu înțeleg. This is Fennec, brother. A plecat mare comeback așa, lejer, în 10 secunde? Câte secunde au trecut? Și a plecat comeback. Asta este. Halme, te rog, dacă m-ai văzut, bă, dacă mă vede, dar nu înțeleg cum e posibil, ești în rankul ăsta, cum de nu știi să dai o pasă, bă, frate. Thanks, mi-a lăsat boost-ul, mă, ce să mai comentez. Sau nu știu dacă a vrut să mi-l lase, dar... Mă. N-am vrut să dau un el, asta este... Las-o așa, asta zic că la meu între timp poate și-a și el boost. Da, mă, și-a luat boost. Mamă, fii atent gol aici, fii atent gol aici, fii atent gol aici. Bă, băiatule, cum a scos-o ăla? Mamă, cât de frumos era dacă era gol. Dă-te bă așa, bă, dă-te bă așa, bă. S-a pus top aici, gat. Gat. S-a pus top direct. N-ai ce să zici. Deci n-ai ce să zici. Mă, uite și tu ce înseamnă pase. Și nu pase așa. Și după... Dar nu mai zic, nu mai zic că nu-mi place, nu-mi place să mă acces pe hate.
Înțelegi? Iar salută camera, văd și eu așa cu coada ochiului, dar n-am ce să-i fac, sincer. Uite, știu pas, bomb, hai. Fa scheme, lasă că te ard eu. Stai, aneșit. Hai al meu. Hai al meu? Nu, cred că nu s-aș putea să dau chiar atât de mult pe el, știi? Am dat-o direct, i-am lipit-o de frunte, cum ar veni. Bă, cameră, stai, mă, liniștește-te. Nu te înțelegi, mă, nu te înțelegi. Facem reglaje la cameră. Ce vorbești? Dăm goluri, dăm pase. Asta zic, bine, mă, ha, mă, să le mai dăm un gol, mă, dacă oamenii nu vor forfeit. Mă, tat. Las-o așa, hai al meu, ha. Ăla-i, mă, bravo. Aproape. Bine, și eu am încercat acolo, zici că eram un supersonic, știi ce zic? Asta este, haide-mă. Need boost, mamă, ne-ai spart. Bun, mamă, n-are mă boost, bă, ăsta n-are boost niciodată, what? Bă, mesti. Ălei, mă, ălei, am mai păcălit câteva secunde. Băi, ăsta turcoa ăsta le greșește, nu știu, dacă nu le greșește, oricum le face de... Nu, ia uite și tu cum l-am făcut, bă, băiatul. M-am dus și eu, dar... M-am dus, s-a încercat aici, dar... Cât de să mai iasă până la urmă, într-un episod. Mai dau acum un gol și ai... Ha. Hai, al meu, o pas. N-am mai ajuns că n-am avut boost. Bă, oricum, numărul 1 și cred că mai băgă un Messi atâtea, bă. Cred că se mai bagă un meci. Messi, bă, uite bă că am jucat și cu Messi. Mă gândeam eu vreodată în viața asta că o să joc cu Messi. Olo, și după meciul ăsta, fii atent, a ieșit divizia, bam, bam, numărul 1 și creit și mai băgăm și un meci, doamne, ăștia, win. Toată lumea, da? Nu mai face așa, gen. Bun, să sperăm că... Mă... A plecat camera. Care e răspunsul? De ce faci așa? Mă. Stai mă liniștit că eu am boost. Stai mă liniștit, mă vrei să-ți dau umilință. Stai liniștit. Mamă, camera asta. Deja le... Mamă, cum mi l-a făcut, băi. Mi l-a scos din joc, sincer. Hai că e pasă bun. Să avem meci greu cu ăștia. Să avem meci greu. Taolo, atât de aproape, bă, a luat-o ăla, bă, până la urmă. Bine, am scăpat. Ha, mă, ia pas, uite și tu cu pase. Vezi, cu pase, tati, băi, ești în champion 3, bă, nu știi să dai și tu o pas. Uite și acum la fel, a preferat să dea șut în loc să dea o pas. Ce să mai zici? Nu am mai zis nimic. Stai calm. Asta este, mai băgăm office. Bă, mă, lași. Ăsta e bun. Să vedeți, să-l urmăriți pe ăsta, că e bun rău. Era să-l ardă. Era să-l ard. Haide-mă, ha. Mamă, dacă atingeam acolo mingea, un pic așa, era mare gol. Ha, mă, du-te tu dacă nu vrei să-mi dai pasă. Băi, nu înțeleg pe ăștia. Dă-i mânia, fă ceva, dă pasă. Ce ești așa? Te-ai născut cu mingea în brațe? Sincer. Adică nu înțeleg. Ia vezi întoarcerea asta. Asta bine, șarpele. Ia uite-l, bă, băiatule. Știți că v-am zis că ăsta e pericol. Periculou sau. Nu pot să cred. Uite, știu cum stă mingea. Ha, mă, bravo. Băi, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva, mă. Ia uite și... mă, las. Greu rău meciul ăsta. Mamă, ce rachet! Haide-mă al meu! What? Cum a luat-o?
Ia că ne dă și golul. Ieși puțin, ieși puțin. Ce meci, ce meci. Oricum joacă bine, n-ai ce să fac. Aici cred că și eu puteam să fac mai mult, sincer, dar... Asta este... Nu am așteptat, știi, să o dea partea. Mă cam enervează, ăsta nu prea știe cu pase deloc, adică... Real vorbind, se duce el să dea gol, știi ce zic? Se duce el, bă, să dea gol. Dă, bă, gol dacă dai. Aoleu, bă, dar nu poți, mă, nu poți. Sunt ăștia mereu cu un pas înainte, vedeți? Sunt mereu cu un pas înainte, mă, n-ai ce să faci. Experiența, n-ai ce să... am văzut prea trezut că e boost acolo. Ia uite, mă, cum n-am uitat la mă din moment ce l-am atins și l-am împins 100 de metri, l-am aruncat. Să-mi zică și mie cineva. Cum? Da, nu mai zic. Cum nu l-am uit pe ăla? S-a dus, gata. S-a dus meciul ăsta. Am jucat și eu prost. Ai, sincer, nu l-am văzut pe ăsta. Nu știu. În fin. Asta e, au jucat mai bine. Bravo lor. Ăsta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, uitați acolo să dați multe comentarii și dacă aveți idei noi. De ce nu? Să le scrieți acolo în comentarii, pentru că după cum bine știți, citesc toate comentariile, stai așa acolo, să las la puțin. Luați și episodul ăsta aici. Ne auzim mâine la un nou episod. Pa, pa!